Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat joi o hotărâre care impune în mai multe activități obligativitatea prezentării certificatului verde care atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală. Mai exact, este vorba despre persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cele care prezintă certificatul unui test antigen negativ numai vechi de 24 de ore sau test PCR numai vechi de 72 de ore, precum și cele aflate în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARS-CoV-2. Certificatul verde ar urma să devină obligatoriu în localitățile în care incidența la 14 zile este cuprinsă între 3 și 6 cazuri la 1000 de locuitori, adică în așezările din așa numita zonă galbenă. La nivelul județului Hunedoara și al municipiului Deva nu se pune încă problema luării unor astfel de măsuri restrictive, dar autoritățile locale recomandă populației să își ia măsuri de protecție împotriva infectării cu COVID-19. Dumnezeu întotdeauna ține cure, dar trebuie să avem și noi grijă de noi. Corect. Deci sper să nu trecem nici măcar în zonă galbenă. Sper. Dar mi-aș dori ca toată lumea să conștientizeze că de fapt valul 4 a început. Acum vorbim de lucruri chiar serioase și avem nevoie de protecție. Depinde doar de noi să nu ajungem iarăși la nivelul anului 2020. Mai mult ce se poate spune? Dacă se va ajunge în această situație, va fi permisă în număr limitat și cu purtarea măștii și doar pentru persoanele mai sus menționate participarea în sală sau în aer liber la competiții sportive, activități culturale, meeting-uri sau workshop-uri și conferințe, numărul participanților fiind însă limitat. Tot cu acces limitat, dar fără mască de protecție, cei vaccinați, testați sau trecuți prin boală pot merge la nunți și botezuri, la restaurante și cafenele, în săli de fitness și piscine interioare. La fel este și cazul la locurile de joacă, unde certificatul verde va trebui să fie prezentat doar de către însoțitori, nu și de copii. În schimb, în sălile de jocuri de noroc va fi permis accesul doar persoanelor vaccinate. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență va intra în vigoare doar dacă va fi aprobată de guvern.